case de asigurări în cadrul sistemului de sănătate. Și anume, Casa de Asigurări de Sănătate este un partener contractual cu spitalul din Năsăud, de fapt, cum este cu toți furnizorii de servicii medicale. Altfel spus, Casa de Asigurări de Sănătate cumpără servicii medicale pentru asigurați în baza unor acte normative, contract, cadru și norme de aplicare acestora și a unor indicatori fizici, respectiv număr de paturi, gradul de complexitate a actului medical, tarif și așa mai departe. Deci, casa plătește servicii medicale, ceea ce pe banii care primește în baza acestui contract, spitalul își construiește un buget de venituri și cheltuieli. Nu este singura sursă de venituri pentru spital, sigur, este cea mai consistentă, dar poate să mai aibă, conform legislației în vigoare, ca surse și din la autoritățile locale, subvenții și așa mai departe. Aș vrea să răspund că am văzut că domnul doctor spunea că nu am încheiat la capacitatea spitalului contract. Da, este cunoscut faptul că în acest buget, noi încheiem aceste contracte în baza unui buget aprobat. Pe anul 2008, nu numai pentru Spitalul Năsăud, pentru toate spitale și, de fapt, pentru toate formele de asistență medicală, bugetul este mai mic față de execuția anului precedent cu 15%. Dar pentru a nu afecta pacienții și nu afecta îngrijirile de sănătate, noi am asigurat încheierea de contracte să acoperim primele 3 trimestre, astfel încât am lăsat descoperit trimestrul 4. Sigur, o certitudine este încă o suplimentare a bugetului cu 10%, ceea ce, conform legislației în vigoare, a fost reținut de Casa Națională, urmând să ne fie suplimentat bugetul. Și, sigur, totuși, toată lumea știe și e foarte mediatizat în ultima vreme de subfinanțarea spitalelor. Ceea ce este bine în județul nostru este faptul că nu au datorii niciuna dintre spitale. Deci, casa nu poate interveni în modul și nu avem abilitățile cum se organizează structura de personal, numărul de personal, ci noi plătim servicii medicale. Deci aceasta este poziția casei. Mulțumim doamnei Silvia Rusu. Ne pare foarte rău că nu am putut să-i punem întrebări, să ne audă, dar nu-i nimic. Am observat aici că domnul director cred că va avea ceva de declarat referitor la asta. Pe ultima sută de metri, după discuțiile care le vom avea, rog colegii să încerce să luăm și ultimul telefon, dacă se poate, cu doamna Anca Andrițoiu, directora SP Bistrița Năsăud. Domnule director, deci am văzut că la un moment dat nu v-a plăcut ce s-a zis? Sau eu nu puțin? Am acuzat casa. Eu am explicat că noi suntem subfinanțați pentru că este o casa problemă, nu cum are spunea, bani. Casa, deci este la o problemă națională, da, nu numai al județului Bistrița Năsăud. Deci problema este că noi în ultimul trimestru avem 114 ieșiri pe 3 luni. Iar în luna septembrie 264 de ieșiri care nu ne ajung pentru salariul pe luna septembrie. Deci ca să avem salarii și tot tacâmul, să-i spunem, de plătit, avem nevoie de peste 620 pe lună. Deci din cauza asta este problema. Deci și pe luna august avem 500 și pe luna iulie avem 500. Tocmai asta a explicat doamna director al casei și președintele. Am explicat care e situația. Trimestrul 4 este descoperit. Va fi o rectificare de buget undeva în septembrie, bănuim, care va suplimenta fondurile și vor fi plătite inclusiv regularizările din trimestrele 2, 3 și așa mai departe. Deci eu sper că vor fi bani pentru asta. Sigur că problema este națională. Tot, dacă v-ați uitat la alte posturi de televiziune așa și al dumneavoastră, sunt probleme în toate spitalele. Dar a spus o chestie interesantă. Spitalele din județul Bistrița nu au datorii. Da, este o este o chestie bună, dar imaginați-vă că acest fapt că nu au datorii este prin plata drepturilor salariale mai reduse decât în alte părți. Vreau să vă spun că spitalele care au datorii și care s-a acordat cel de-al 13-lea salariu, s-a acordat prima de stabilitate, care sunt niște cheltuieli suplimentare. Deci a se înțelege că sindicatele din județul Bistrița Năsăud au acceptat
diminuări salariale, să le zicem, doar prin neacordarea sau suspendarea acordării acestor drepturi salariale. Am impresia că mai avem un telefon în direct sau nu sunt foarte sigură. Da, alo? Alo, bună alo. Seara! Bună seara! Alo. Cred că este doamna Anca Andrițoiu, dacă nu mă înșel. Da. Ieri, așa cum știți, la prefectura a avut loc o întâlnire cu toți cei implicați în situația aceasta care s-a creat la Spitalul Năsăud. De altfel, nu este numai problema Spitalului Năsăud. Toate spitalele se confruntă anul ăsta cu dificultăți financiare și de aceea trebuie să încercăm peste tot să găsim soluții pentru a nu ne bloca la un moment dat activitatea. În ce privește Spitalul Năsăud, așa cum probabil s-a spus, din cauza faptului că în anii trecuți, așa cum prevedea legea de altfel, s-au făcut niște creșteri salariale, anul acesta, în condițiile bugetului mai mic, s-a ajuns ca procentul cheltuielilor cu personalul să fie destul de mare, aproape de 80%. Și atunci trebuie găsite niște soluții pentru asta. Sunt mai multe variante, dar una dintre ele este de a face niște reduceri de personal sau de drepturi salariale, ceea ce nu se poate întâmpla pentru că există un protocol semnat între Ministerul Sănătății și sindicate care prevede păstrarea tuturor drepturilor salariale. Așa este. O altă variantă este reorganizarea activității spitalului în așa fel încât să se facă economii. Ieri la ședință s-a încercat a se găsi niște soluții și probabil că nu toată lumea este de acord cu ceea ce s-a, cu soluțiile care s-au găsit ieri, dar în continuare vom încerca să găsim și altceva pentru a reduce cheltuielile. De luni încolo o să aibă loc un control comun al direcției, al casei și al colegiului medicilor. Vom analiza activitatea spitalului pe fiecare secție în parte, pe baza indicatorilor care se realizează și pe urmă, împreună cu conducerea spitalului, cu sindicatul, vom încerca să vedem cum putem reorganiza activitatea spitalului pentru a fi mai eficientă. Mulțumim. Una dintre soluțiile găsite ieri a fost aceea de a reduce 8 posturi. Poate la propunerea spitalului să nu fie nevoie să dăm oamenii afară, se poate recurge la jumătăți norma asta în funcție de ce vor dori oamenii. Pe urmă, așteptăm luni să se facă un calcul legat de o modificare a programului de la ture de 12 cu 24 la ture de 8. Nu știm dacă se face economie sau nu, vom vedea după ce se vor face calculele și, bineînțeles, asta se va aplica acolo, în secțiile acolo unde se poate, pentru că sunt secții normate la minimum, unde probabil că nu se va putea aplica acest program. Doamna Anca Andrițoiu, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră în emisiune. Timpul nu ne mai permite. Asta e foarte scurt, o frază la fiecare, domnul director, o concluzie. Foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt. Deci, noi sperăm să ieșim din această problemă financiară cu ajutorul casei. Și săptămâna viitoare să se ajungă la o... Să ajungem la o rezolvare. La o rezolvare a problemei. Domnule Vițelaru și dumneavoastră, foarte pe scurt. Deci eu sper că situația să fie rezolvată începând de săptămâna viitoare, când în urma ședinței se vor lua decizii clare. Am un acord semnat de domnul director, managerul spitalului din Năsăud, care spune că este de acord cu acesta și am semnătura cu acele hotărâri, după care vin, văd că iarăși nu e de acord, iarăși începem aceeași tergiversare. Vom vedea săptămâna viitoare exact ce se va întâmpla. Exact. Vă mulțumesc, domnilor. Vom vedea dacă boala lungă de la Spitalul Năsăud va continua. În această seară am adus în atenția dumneavoastră acest subiect. Săptămâna viitoare o altă problemă sau probabil o continuare a aceleiași probleme va fi. Rămâneți alături de ASTV. Asta e televiziunea ta.